la fac pușcărie, numai degeaba. Este cu cine s-a bătut și totuși a fost învățat să mă acuze și pe mine și pe fratele meu ca să poată să ne aresteze. Că noi nu avem voie, noi nu avem voie să stăm liberi. Păi dacă voi îl filmați pe ăla, când îmi amenință copilul că îl taie și pe ăla nu-l ia nimeni pentru deranjarea și ordinii publice sau ce s-a întâmplat. Și noi suntem arestați așa ca pe bandă rulantă. Ce să înțeleg? Că în țara asta nu-mi rămâne decât o singură variantă. Să-mi pun un las de gât să mă spânzuri. Deci vin la instanță ca să-mi dovedesc nevinovăția, mă trezesc provocat sau știu ce și arestat. De ce n-a arestat doar pe noi din toată lumea de acolo? N-a înjurat, n-a provocat. Nu vedeți că sunt lovit aici? N-ați văzut că a zburat pe acolo coșuri astea? Dar cine v-a lovit? Păi cine? Unul dintre ei. Realitatea este una singură, că el a sărit la bătaie și dacă ăla mic o dat în el, a dat unul singur, n-a dat 5 și 9. Vezi că a venit pregătit la instanță, da, cu o strategie de a vă provoca? Da, a venit pregătit să provoace chestia asta.